determinant dacă un număr are exact 3 divizori. Un număr să aibă exact 3 divizori. Sunt acele numere care sunt pătrate de numere prime. De exemplu, 7 la pătrat, 7 ori 7, 49, are divizor pe 1. Divizorul 49 sunt 1, 7 și 49. Deci are doar 3 divizori. Pătratele de numere prime. Și atunci citim pe n. Și dacă prim de S cheat de N, Cout numărul are 3 divizori. Else Cout numărul nu are 3 divizori. Exact 3 divizori. Să scriem o funcție și pentru numere prime. Int prim x, verificăm pe x dacă este prim. Vom face o variantă mai simplificată. Mergem de la 2 până la n, până la i ori i, până la radical din n. Am x egal cu n, i plus plus, dacă n procent i. Egal cu 0, ieșim din funcția cu fals. La final, dacă nu am ieșit din funcție, returnăm true. Așa. Și eventual trebuie să punem un if. Aici avem x. If x mai mic decât 2. Return false. Aici am făcut prim de SQRT, dar ar trebui să testăm și să vedem dacă SQRT este, se forțează o conversie implicită atunci când apelăm funcția. Însă trebuie să verificăm și faptul că este SQRT de x egal cu int de SQRT, adică este un număr întreg. Dacă avem 2, ceva, rezultatul el va fi convertit în momentul în care apelăm și îl transmitem în funcție, va fi convertit la întreg și va face parte întreagă din el. Deci numărul 5 nu are exact pe divizor. Ce s-a întâmplat înainte? Radical din 5 era 2, ceva, a forțat când am transmis în funcție 2, ceva, i-a transmis lui x nu 2, ceva, pentru că x nu este număr real, ci s-a forțat transformarea la întreg și x a primit valoarea 2. Și acum ne-am asigurat de faptul că radical din
N este un număr întreg. În acest mod am verificat că un număr are exact 3 divizori.